Astăzi avem un nou challenge pe Brawl Stars, acela fiind, nu avem voie să călcăm pe culoarea galbenă. Dacă am călcat Amorene, am dosei, gata. Așa că o să vă las cu episodul și cu niște secvenții din episod să vedeți cam ceea ce s-a întâmplat. Așa că nu uitați de butonul ăla de like, bă băieți. Dar înainte de toate mai avem de selectat încă un brawler, mamă, aici. Știți ce aleg, bă băieți? Lăsați acolo repede în secțiunea de comentarii ce credeți voi că am ales, că na, cum așa ceva, stați așa că trebuie să vă și arăt. Uite puțin la el ce frumos e nebunul. Hai, te rog, eu că nu vreau să mă bag acolo în tuf. Cine e acolo? Bradere, pleacă de acolo! Și eu cum mă duc și iau Power Cube-ul ăla? Cum mă duc, că e în mijlocul locu... Uitați-o la unde e Power Cube-ul ăla. Și eu cum mă duc să le... Dacă vreau eu Power Cube-ul ăla ca să dau mai mult damage, cum mă duc după el? Nu mă duc. Exact. Bravo, Andrei, ai răspuns corect. Începem în forță aici pe mapa asta unde este totul galben și dacă cumva calc pe galben, trebuie să-mi șterg contul de Brawl Stars în care am 13.000 de trofei și cel mai mare cont al meu, așa că sper să nu se întâmple chestia asta. Sper să nu omor pe nimeni în tufă și să trebuiască să mă bag după el ca să iau Power Cube-ul, deci sper să nu se întâmple lucrurile astea. Uite la ai, bă, vino mă încoace, bă, stai că el îmi dă pe după perete, normal, logic, despre ce vorbim noi aici, ia de aici. A, ok, logic, el face o stângă și se duce. Da, mă, că eu am auzit de el. Ok, Edgar l-a bătut. Ia fiți antenă. Sau? Ok. Hai că dau și eu puțin în Carl. Ok, și stați așa cum mi-a rămas el. Dar nu vreau să iau chiar prin fața lui. O, iau și eu puțin așa. Mai pe ocolite, mai pe ocolite. Na, că m-am omorât în tufă, bro. Stați așa. Pot să iau fără să mă bag în tufă? Hai, zi, te rog eu. Bro, aia zic, aia zic. Ok, 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 bine, bine. Aici mai este cineva și eu mai rămas doar o singură persoană. Hai că, bă, merge. Merge, nu e chiar atât de rău. Ok, hai, încă o bucată. Și bucata cea mare, prinde-o. Nu am mai prins-o. Lasă că acum mă duc și încerc să-i dau bucata pe care o uitat-o. Bradere, uita bucata asta. Bă. Alo. Unde stai și campezi? Bradere, nu mă pot băga după tine. Nu mă pot băga după tine. Despre ce vorbim aici? Uite la mă. Da, 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 aia zic, aia zic, bravo, bradere. Aia zic, bravo, 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 bă, dacă... Na, spuneți ceva la ăsta cu dragonul. Ce credeți că îmi va pica de aici? Eu mă duc pe varianta că o să-mi pice o epică, bă, o epică, nu vreau nimic mai mult. Uite, o super rară, hai că se putea și mai rău de atâta, cel mai probabil. Dar ce spuneți de o epică rară, hai... Nu prea am noroc. Ok, tocmai ce l-am deblocat și o Pigeon, așa că trebuie să ne jucăm un moment să vedem care este faza cu el. Dar înainte de toate mai avem de selectat încă un brawler, mamă, aici. Știți ce aleg, bă băieți? Lăsați acolo repede în secțiunea de comentarii ce credeți voi că am ales, că... Na, cum așa ceva, stați așa că trebuie să vă și arăt. Uite puțin la el ce frumos e nebunul. Ok, de aici ce ar trebui să aleg? Am de ales între doi brawlere sau 1000 de... Sper că am făcut cea mai bună alegere. Vă rog frumos să-mi spuneți că am făcut cea mai bună alegere. Legendare? Epică, ok, bun. Simțeam eu ceva mai mult. Și de aici o mare. S-aud? Ce? O mare? Nu mă așteptam la asta. Ok, bine. Era să mă bagi în tufa aia Brawl Stars-ul. Ați văzut, nu? Că Brawl Stars-ul o încerca să influențeze. Să mă bagi în tufă. Ok, eu nu m-am jucat niciodată gen, bă băieți. Habar n-am cum se joacă brawlerul ăsta. Dar tot ce știu e că Pam îmi dă rău de tot, dă un damage. Ok, uite că mai avem acolo dușmani. Uite că mai dăm aici două bucă. Dar de ce sunteți o mie? De data asta ne jucăm gen și uite bro că Brawl Stars-ul vrea să mă bagi în tufă. Care e faza? De ce vrea să mă bagi în tufă? Că știe că fac challenge-ul ăla să nu calc pe culori galbene, așa -i? Și ei vor deja să mă bagi în galben, jură-te. Bă, ce se întâmplă mă cu Brawl Stars-ul? Ok, e dubios, dacă mă întrebați pe mine e chiar foarte... Tu glumești, nu? Bro, dă-mi ăla, aia zic, ok, maulio, bă, ce mă cu Brawl Stars-ul, bă, băieți, bă, așa trolii astăzi? Nu te cred, ok, aici se afla cineva, uite-l-ai. Bradere, ieși, oi, că-i tank, stați așa că nu-i bine. Ok, ia că mai e cineva acolo. Bă, nu, 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 fără, ok, mă bate în ultimul hal. Mă bate de mă usucă și aparent chiar vrea să mă bată de, să mă usuce. Așa că trebuie să iau repede mai multe Power Cube-uri, hai, hai, hai. Hai, bradere, hai cu mai multe Power Cube-uri, te rog, eu încarcă-te mai repede. Mamă, ce charge greu are. Mamă, și eu mă joc auto-aimă, uite, mă duc pe sem sau mă duc încolo, pe Dynamic, știi ce? Semule, du-te dincolo, aia zic, i-am dat mare somn. Stai, stai, încă o bucată, bro, ai uitat de o bucată.
Ia-o, am crezut că pleci fără ea. Ok, vine Casteluș, Pasteluș. Casteluș, pleacă de aici. Nu-i ceea ce crezi tu, nu-i ceea ce crezi. O să te bate de usoc, da? Ok, mă bate de musucă de fapt, nu te cred, bro, what? Aparent, dacă tot nu avem voie să călcăm pe culoarea galbenă, măcar să jucăm cu ceva galben, nu? Măcar atâta, ia să vedem care este faza. Uleu, alt broc. Bă, stați, mă, uite, mă, că l-a s-o și băgat în tufă repede. Jure-te că numai în tufe știți să vă băga. Ok, bine. Bine, ia și tot de aici, ia. Hai, te rog, eu că nu vreau să mă bag acolo în tuf. Glumești. Ok, fără galben. Fără galben, te rog eu, jocule, nu mă mai băga atâta în galben. Că atâta insiste și jocul ăsta, parcă știi că ar fi culoarea mea favorită. Nu te cred. Nu te cred. Bă, tu ăla, vină încoa. Nu, tu vină încoa, vină încoa. Vină încoa, bă, ieșiți-mă din tufe, bă. Fratele meu, nu te mai juca atâta acolo, că nu mă pot băga după tine. Lasă, o să vină el, ascultați aici, o să vină el după mine. Știu eu că, ce v-am zis că o să vină după mine? Dar stai că nu vine singur. Ok. Unu. Ia de aici, mai ia una. Și ia de... Blumești. Le, gen, da, ră. Ok. Rară. Poate cu Willow ne vom descurca puțin mai bine. Stai așa că e bazule. Știi ce nu trebuie să faci, așa e? Bazule, te rog, ia lasă, de ce trebuie să iei power cube ăla și nu vă mai băgați în tufe, bă, băieți. Bă, și eu pe aici cum trebuie să o iau? Trebuie să ocolesc pe locul ăsta ca să fiu sigur că nu ating culoarea galbenă. Jură-te că așa funcționează. Hai, bro, lasă și pleacă, ok. Hai că am prins și eu un power cube. Până sare baz pe mine, vedeți că se trage spre mine. Hai, bă, bazule, bă. Uite-o și pe Bibi. Uite-o și pe Piper. Bă, dar ce sunteți așa mulți astăzi, mă? Care-i faza? Se dă ceva gratis? Piper, pleacă de aici, Piper. Pleacă de aici, Piper. Pleacă. Pleacă, hai că oricum n-ai ce faci. O să mori. Eu i-am zis. Dar nu, dar de ce Bibi? De ce vine Bibi repede și fură? Bă, fratele meu, bă, nici jucătorii de Brawl Stars nu mai sunt ce-au fost. Era să mă bag în culoarea galbenă. Era să mă bag acolo direct în tufa aia care din întâmplare e galbenă. Bro, hai te rog eu, hai te rog eu, fără de astea, bă, am dat și pe lângă, nu pot să mă bag în tufe ca să fug de voi, că trebuie să dați în mine mult și bine. Poate cu Edgar va fi altfel, sper doar să nu sară în tufe, asta e singura chestie. Dacă am sărit cumva în tufe, cu Edgar am pus-o, dar uite puțin cum joacă nebunii. Ok, cred că mi-am ales cam prost brawlerul. Că cu Edgar trebuie să mă bag după ei fix în tufe și nu prea am cum. Așa că vom încerca să ocolim toată zona asta, să nu atingem deloc astea, să nu ne băgăm deloc în tufe. Uite la e, bă, pe nenorocit, uite, bă. Și stă numai în tufă, bro, n-ai cum. Hai, bă, fratele meu, bă, mai ieșiți și voi din tufele alea. Hai, vă rog eu, ieșiți puțin, Spike-ule, ieși, te rog eu, din tufa aia. Ieși din tufa aia, Spike-ule, că nu mai pot cu tine. Vino-ncoa. S-a băgat în tufă. Vă rog eu frumos, nu vă mai jucați stând în tufe. Deci toată lumea când joacă Brawl Stars, uite cum stă meu în tufă. Ia, duceți-vă voi, încercați să-l bateți pe nebunul ăsta. Bă, fratele meu, serios acum. Uite-l aici pe Mortis. Mortis, hai, bradere, că nu mai e ce să-mi faci. Ok, bine, văd că a meu fuge încă Mortis, care cel mai probabil o să fugă și el. Ăsta încă fuge. Mamă, bă, uite puțin la ei, bă, Fang, ce faci, bradere? Nu, că nu, n-ai cum să mă nimerești cu piciorul ăla. Hai, bradere, că n-ai cum. Bă, ți-am zis că n-ai cum, hai. Au, stai că prinde tupeua meu. Prinde tupeua meu. Da, prinde tupeua. Tot pe lângă de, ce se întâmplă cu el, nu știu, numai el știe. Ok, Dynamite-ul ăsta ce vrea să facă? Să se bagi în tufă, că toată lumea se bagă numai în tufă, fratele meu. Toată lumea stă numai în tufe. Ce? Culoarea galbenă? Nu! Tufă! Toată lumea stă în tufă, că de ce nu? Bă, fratele meu, ieșiți, bă, din tufele alea, bă. Hai că am și eu ceva de discutat cu voi, aia zic, ok. Hai că e bine. Aia zic, i-am bătut acolo. Aici stă cineva în tufă. Ce face Edgar, cum ești, bradre? Hai că are mai mult power cube ca mine. Uite, Fang-ul ăsta s-a băgat direct aici în tufă, mă bag după el, Trevor, fabela, că nu mai pot, îmi bubuie o venă. Hai, brother, ieși de aici. Ok, s-a dus. Iau și eu asta și m-am dus și eu. Ia joacă pe asta celălalt Edgar. Nu mai e ce să face Edgar, fugi acum după mine toată mapa.
Da, uite, du-te după Dynamite, el stă în tufă, du-te după Dynamite, el stă în tufă. Stă acum pe lângă tufă, că doar na. Și eu când mă apropii de el, el se bagă în tufă. Ok, hai. Hai, Dynamite-ule, nu mai stați în tufe, Trevor. Ok, hai pe Dynamite, bate-mi-l, Trevor, că stă acolo, n-am cum să mă apropii de el, fii antenă. Jură-te. Bă, ce mârlan. Hai, bro, că nu mai rezist. Uite puțin la ei. A meu tot are ceva cu tufa aia, el știe că fac challenge-ul ăsta. Așa-i? Dă-i nămaicule, dai și tu după celălalt. Hai, dă și tu după celălalt, brother. Nu poți să sară în tufă, să știi, Edgar, da? Ok, bine, e meciul tău, e meciul tău, meciul e tău, să știi. Meciul e tău, că nu pot să mă bag în tufă după tine, normal. De data asta am luat-o pe Piper ca să-i nimeresc pe toți aia de se bagă în tufele astea, da? Deci toată lumea de se bagă în tufele astea de culoare galbenă, normal. Vor fi nimeriți de un Piper nebun. Deci ascultați aici că au pus-o, au pus-o, nu mai au ce să fac acum. Cine e acolo, bradere? Pleacă de acolo. Și eu cum mă duc și iau Power Cube-ul ăla? Cum mă duc că e în mijlocul? Uitați-o la unde e Power Cube-ul ăla. Și eu cum mă duc să le iau? Dacă vreau eu Power Cube-ul ăla ca să dau mai mult damage, cum mă duc după el? Nu mă duc, exact. Bravo, Andrei, ai răspuns corect. Du-te, bă, fratele meu, că așa, așa se întâmplă mereu, mă. Da, mi-a fugit mâna. Shelly, te știu acolo, Shelly. Mamă, și dacă vreau să ajung acolo să dau un Shelly, trebuie să mă întorc 1000 de ani. Ok, încă o bucată. Hai, bro, squeak, Shelly la tine, brother. Dai. Dar să nu ți bagi în tufă, te rog, eu că vreau și o paru cube-urile alea. Aia zic, am dat pe lângă. N-am mai dat pe lângă. Au. Veniți 1000. Tot cu Piper pe zonă, așa că trebuie să nimerim aici totuși și să nu-mi sară Power Cube-urile astea în tufe, că sufer și sufer mult și bine. Ok, o luăm așa atunci, o luăm lejer, ne plimbăm pe mapă, nu avem voie să călcăm pe culoarea galbenă, că dacă am călcat pe culoarea galbenă, e gata, am pus-o. Nu vreau să se întâmple chestia asta, uite că acolo mi-i stă Penny, uite că vine, bă, dar nu veniți 1000, vă rog eu din suflet, uite-le și pe ăsta. Hai, bă, fratele meu, nu veniți 1000, mă. Dacă se poate mai puțin de 1000, mie îmi convine, mă joc cu cea mai mare plăcere. Dar dacă iar o să vină 1000, mă pun și sufăr, da? Nu vreau să sufăr. Voi vreți să mă vedeți cum sufăr? Nu cred că vreți să vedeți asta, baby. Te rog eu, pleacă de acolo. Pleacă de acolo, baby. Nu-i locul tău, baby. Baby, ăla nu-i locul tău, zic eu. Ok, bine. Acum o joacă și baby urât rău de tot. Baby, pleacă. Pleacă, baby. Stai așa că vine și nebunul meu. Uite puțin la ei, dar de ce toată lumea are ceva cu Piper-ul ăsta, hă? Care-i faza? De ce toată lumea are ceva cu mine? Uite la ei, mă, și pe... Bă, cuptoraș, închide-te. Închide-te că te încinzi cam tare. Du-te de aici. Hai. Gândește-te și tu puțin la rece. Brother-ei, lasă-mă. Lasă-mă. Ok, hai că m-a lăsat. Băiatul ăsta a fost mai de treabă și m-a lăsat. Uite acolo e o bătaie grea. Hai că dau și o bucată, o dau pe lângă, normal, logic. De ce ar trebui să nimeresc eu ceva? Bă, frate, bă. Ok, bine. Vă rog frumos, nu vă mai băgați în tufe. Bă, gata, mă, nu vă mai băgați în tufe. Abia acum îmi dau și eu seama cât de mult joacă playerii, jucătorii de Brawl Stars joacă în tufă, bă. Uite puțin la ei. Nici n-am apucat să-mi dau gadget-ul. M-am gândit și eu să mă joc Kimber ca să dau și eu foc la toate tufele astea. Ia fiți antenă, de ce nu funcționează? Îmi poate explica și mie cineva dacă vreau eu să dau foc la tufele astea. De ce nu? Uite, mă, cine vine. De ce nu pot da foc la tufele astea? Că uite puțin câte sunt. Mai multe n-ar fi putut pune. Bul mai e aici? Ok, nu cred că mai e. În schimb este... Aia zic, exact. Dă-i în mine. Dă-i în mine, hai. Hai. Dă-i în mine. Mai ești aici? Ok, văd că te-ai dus. Vin și eu după tine, stai calmă că vin și eu după tine. Hai. Încă un Ember. Ok, bine, încă un Ember, nu e nicio problemă, uite Tara câte puncte are. Aici era cineva? A, apare? Da, era cineva. Bă, da, greu mai ești din tufă, bă. Hai, bă, nu vă mai jucați în tufă, hai, pe unde o să fugi? O să fugi în tufă, ia zi. O să fugi în tufă? Ok, fix în tufă merge, nu știu care e faza. Traiectoria, traiția, GPS-ul e puțin mai nașpa așa. Ok, hai că mă duc și eu pe Piper. Nu mă mai duc pe Piper.
Ok, dăm și noi aici o balabuc de ăsta. Ok, nu-i bine, ne luăm, ne dăm damage unul altuia, normal. Legenda epică. Ce ne s-ar fi așteptat la asta și acum nu ne pică nimic aici. Ok, tot o rară, logic. Hai că poate de data asta vom avea mai mult noroc cu Spike. Uite, cine e acolo, bro? Cine este, mă? Bazule, ce faci, mă, dinozaure? Pleacă, mă, de aici. Hai, pleacă, pleacă, pleacă departe, pleacă departe. Nu vine înapoi. Nu vine înapoi. Cine? Bă. Stai așa că nu-i bine. Că iară sunteți o mie. Stai. Ok, și iară sunteți o mie. What the fuck? Nu cred că o să mă mai joc Brawl Stars niciodată după challenge-ul ăsta. Cred că mi-a ajuns challenge-ul ăsta rău de tot. Că nici măcar nu vrea să mă asculte Brawl Stars-ul așa cum vreau. Eu îmi bag mai multe tufe decât ar trebui. Îmi vin 1100 de player. Uite, l-am luat pe ăsta. Acum bate-te tu cu Daryl. Daryl, mor, bă, Daryl, bă. Du-te, bă, de aici, bă, Daryl. Hai, culcă-te. Culcarea noapte bună. Aia zic, ok. Bine, mergem, luăm Power Cube-ul ăsta. Pe urmă trebuie să ne întoarcem și să luăm și celălalt Power Cube care este pe lângă tufă. Normal că dacă este vreo unul în tufă, am pus-o, nu-l putem lua. Ce faci, brother? Bă, El Ultimo, stai acolo. Stai acolo, El Ultimo, de ce mi-ai luat ăla, brother? What? Uite, bă, la el, bă, ce mârlan. El Ultimo, Jet Oceanic, pe mine, Jet Oceanic. Ok, bine, bine, am înțeles la ce te referi. Jet Oceanic, El Ultimo. Ok, maule, bă, toată lumea are ceva rău de tot cu mine. Ce faci? Văd că faci bine, mă bucur. Dar, bă, băieți, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul like, iar nu ne ajung grăbicei în următorul episod, dacă o să mai existe, că nu vreau să mă mai joc Brawl Stars niciodată. Așa că ceau, les, bye, bye, pa.